la răspundere în funcție de fapta care au făcut-o fiecare. Am avut și destul de multe accidente de circulație la acest sfârșit de an. Să știți că accidente sunt zilnic, da. Dacă vă arat mesajele, nu există zi să nu fie un accident, 2 sau 3. Acum nu au fost accidente de gravitate mare sau un accident de cod roșu sau eu știu unde să fie victime multiple. Clar că la sfârșit de an se circulă mult mai mult decât media anului sau clar că sunt și condiții mai speciale de trafic cu polei, cu eu știu, umiditate excesivă. Oamenii de multe ori nu conștientizează că trebuie să fie un pic mai atenți în această perioadă, fiind o aglomerare maximă de mașini pe stradă sau în orașe sau în diferite deplasări care le fac. Cred că ar trebui în aceste momente să fie lumea mult mai conștientă atunci când circulă în perioada de sărbători. Dar ce vreau să spun că prin serviciul care îl avem la 112 și tot ce înseamnă partea de serviciu concentrat a tuturor instituțiilor publice, că este poliție, jandarmi, ISU, salvare și tot ce înseamnă centru integrat care îl avem în cadrul Comitetului Județean de Situații de Urgență, suntem foarte prompți în ceea ce înseamnă desfășurarea de forțe sau de efective acolo când există un accident sau există o problemă de acest gen. Ați făcut o referire la ISU. Printr-o întâmplare, domnul major Lucian Morogan a fost primul invitat al emisiunilor Ora Exactă în direct din acest an și după tragedia petrecută la acea pensiune a dacilor, am înțeles de la domnia sa că a fost lansată și o acțiune sau au fost lansate acțiuni majore de control în județul Hunedoara pe această linie de către ISU. Da, sunt în cunoștință de cauză pentru că am participat, să zic așa, cumva implicat în aceste acțiuni care s-au desfășurat la sfârșitul anului. Sunt peste 600 de pensiuni turistice în județul Hunedoara, din care peste 150 sunt autorizate. Sunt și câteva neautorizate, unde s-au aplicat amenzi între 20.000 și 50.000 de lei. Chiar una dintre pensiuni a fost închisă în prima zi a anului, datorită faptului că nu a respectat, să zic așa, mai multe prevederi legale în ceea ce privește autorizarea la pompieri. Suntem într-o permanență, să zic așa, observație în ceea ce privește acest gen de activități care se supun autorizării și știm că, în general, pensiunile peste 8 camere și cu peste 16 locuri de cazare, acestea sunt supuse autorizării. Nu vom face niciun rabat atunci când este vorba de autorizare. Și nu vorbim numai de pensiune aici. Sunt multe alte locații, că sunt instituții publice, că sunt alte tipuri de locații, că sunt spitale, că sunt centre pentru persoane vârstnice. Toată lumea trebuie să respecte legea. Și chiar fac un apel acum la început de an că se cunosc cei care și de-a lungul anului 2023 au fost sancționați sau li s-a atras atenția că trebuie să-și îmbunătățească anumite condiții de prevenire și stingere a incendiilor. Acestea trebuie să fie făcute fără echivoc, deoarece nu facem rabat atunci când este vorba de siguranța omului și de pericolul care poate să apară asupra lui și vom fi foarte drastici în ceea ce privește abordarea legală a acestor, să zic, locații care trebuie să fie autorizate. Da, pentru că chiar mă gândeam în timp ce spuneați că practic te duci la o pensiune, că mulți dintre noi mergem la pensiuni, poate nu, dar am fost chiar și la pensiuni din județul Hunedoara și te bazezi pe faptul că acel proprietar de pensiune are tot ce trebuie. Nu te aștepți că nimeni nu se duce și cere când îți dă cheia de la cameră, domnule, dar autorizație de incendiu ai și mă rog. Dar sunt lucruri care le poți observa și un pic, dacă ești atent, poți să vezi dacă există stingătoare, dacă există iluminarea căilor de acces, dacă există senzor de fum, se văd cu ochiul liber și e bine să ne cam uităm atunci când mergem la o pensiune, să fim cumva preventivi din acest punct de vedere. Pentru că se poate întâmpla oricând și ați văzut că se întâmplă noaptea, nu știi cine îi, cum îi, ce activități desfășoară, nu știi cum e instalația electrică, o serie de mai mulți factori care pot să dea, din păcate, la anumite evenimente nedorite care să afecteze viețile oamenilor. Deci cu atât mai potrivite sunt aceste controale, chiar dacă noi le facem când se întâmplă câte o tragedie, atunci se activează... Vreau să spun că noi am avut controale de acest gen pe tot parcursul anului și vom face controale cu mai multe instituții, pentru că sunt și alte nereguli care țin, de exemplu, de protecția consumatorului. Și în general au fost momente, să zic așa, în democrația asta tânără a României, când lumea zicea că merge și așa. Bă, spun, mai zice încă, să nu... și acum mai zice. Da, numai când te trezești cu o amendă de 50.000 de lei, nu cred că s-ar putea cheltuiala care trebuie să o faci cu reamenajarea pe partea de ISU să fie mult mai mică decât suma care o primești ca amendă. Și atunci, sau, Doamne ferește, să nu se întâmple o tragedie, vreo nenorocire, că atunci riscui să pățești altceva. Lumea trebuie să fie conștientă că oricând se poate întâmpla ceva, de ce să nu facem, pentru că acele normative de al celor de la ISU nu sunt întâmplătoare. Toate sunt pe lege, studiate de către specialiști, iar acestea sunt făcute ca să fie cât mai facilă treaba atunci când se întâmplă ceva. Da, pe de altă parte, activitatea ISU este foarte, foarte apreciată. Da, bineînțeles. Și intervențiile lor în această perioadă au fost foarte, foarte multe, din fericire nu la situații grave. Dar am avut o perioadă mai apropiată de primăvară prin temperaturi, care i-a sfârșit astăzi, lumea vede și afară, de multe ori preferăm ne uităm la telefon în loc să ne uităm pe geam deja. Se anunță zăpezi, există măsuri speciale care se iau în această perioadă, chit că uneori presa din care fac parte este mai panicardă decât ar fi cazul, în sensul că totuși iarna ninge. Acum, poate ați și văzut că înainte de Crăciun am și fost în anumite zone ale județului atunci când a nins și am semnalat și anumite nereguli atunci când a fost cazul, prin faptul că trebuie intervenit atunci când este nevoie. Ca să intervii trebuie să fii și pregătit. Nu este normal să ai un contract cu o anumită firmă pe 5 sau 10 mașini de intervenție și să ai numai un conducător auto. Sau acel conducător auto, dacă a fost la intervenție seara spre noapte, a doua zi dormea și nu mai avea cine să meargă să dezăpezească. Astea sunt lucruri grave care eu vreau să le spun public că nu voi trece cu vederea. Oricând și la orice oră, dacă există probleme de a nu se putea circula pe drumurile publice, mergem și verificăm. Atât noi ca și Comitetul Județean de Situații de Urgență prin cea prefectului, cât și cei de la ISU, cât și cei de la poliție, pentru că un drum blocat înseamnă că nu ajunge pâinea la oameni, nu ajung alimentele, Doamne ferește să se întâmple un caz, să trească să vină salvarea, lucruri care există contract și acei oameni care au contract iau banii prin simplu fapt că au mașinile puse la dispoziție. Și nu este normal și firesc ca acei oameni să ia niște bani, iar drumurile să fie blocate. Voi face tot posibilul, că și acum, în caz că există blocaje de drumuri sau vor fi precipitații cu ninsoare, mă voi deplasa și voi vedea la fața locului ca să luăm măsuri să lucrurile se intre în normalitate. Cum se prezintă situația în acest moment în județ din punct de vedere al precipitațiilor? că toată lumea își dorește zăpadă, asta e clar, și investitorii din zonele montane care au stațiuni de... Da, a început să ningă în zona montană de dimineață, deocamdată nu sunt drumuri blocate sau ceva de genul ăsta. Ne-am bucura să existe zăpadă pentru că până la urmă îi ajută pe cei care au activități economice în acele zone și până la urmă e bucuria tuturor și a copiilor în special că pot să schieze, vine vacanța de iarnă cu unde copiii merg să schieze. Toți ne-am dorit să fie, dar asta înseamnă să și fim fermi, să urmărim, să respectăm angajamentele care le-am luat în ceea ce privește mobilitatea. Domnule prefect, vine un an greu, sau nu vine, a venit deja un an greu, că de-aia am zis că uităm de Sfântul Ion și ne uităm deja spre bătălia politică, prefecții sunt deja și oameni politici. La ce vă așteptați în 2024? Pentru că se vede clar, bun, unii sunt mult mai zgomotoși, fac în special circ în Parlament și în alte părți, putem zicem circ, pentru că trebuie să recunosc că eu ca cetățean al acestei țări, când văd scandal și ce ajunge Parlamentul, încep să îmi pun probleme. Parcă n-a mai fost, acum 4 ani nu era acest îmbălău. Acum, știți cum e, că atunci când bagi un clovn într-un palat, îl transformi în circ. Și vedem multe cazuri de genul ăsta. Toată problema este să nu dai apă la moară până la urmă sau să devii și tu cel care alături de acei care încearcă să facă circ. Nu va fi un an, să zic eu, liniștit, pentru că așa este. Eu sunt în politică de vreo 20 și ceva de ani și întotdeauna la 4 ani va fi o bătălie politică, dar e important să ducem aceste bătălii politice cumva cerebral sau, să zicem, cu o demnitate în ceea ce privește tot ce înseamnă această competiție. Este normal și firesc ca partidele politice să fie competitive, să intre într-o competiție, să poate de multe ori să și încerce să remedieze anumite greșeli ale adversarilor politici, dar astea nu trebuie făcute sub forma circului. Și am văzut și ultimele evenimente care s-au întâmplat, inclusiv la Spitalul Județean Hunedoara. Întotdeauna când încerci să spui niște lucruri din perspectivă politică, aceste lucruri trebuie să fie cât mai reale și probate. Și eu chiar am vrut să văd din perspectiva instituțiilor statului și chiar am sesizat Direcția de Sănătate Publică și Casa de Sănătate dacă lucrurile într-adevăr s-au întâmplat sau nu s-au întâmplat. Și vor fi controle și chiar am primit anumite, să zic așa, referințe în urma controlelor, în urma acelui eveniment cu acea doamnă care a spus public și ne-a făcut cumva o imagine destul de precară. Dar s-au descoperit alte nereguli acolo și lucruri care nu cred că trebuie ascunse și trebuie băgate sub preș. Dar faptul că se dau niște bani la niște pacienți ca să li se închidă gura sau faptul că încercăm să ascundem sau de ce după 2 ani apar lucruri de genul ăsta, nu este firesc și normal. Și voi face tot posibilul ca aceste lucruri să fie văzute din toate perspectivele, iar până la urmă cine greșește trebuie să dea cu socoteala, că va descoperi Colegiul Medicilor, că se va implica Direcția de Sănătate Publică sau cei de la Casa de Asigurări de Sănătate, dar lucrurile nu le vom lăsa la întâmplare, dar nici nu vreau să încurajez aceste feluri de eu știu, atitudini care nu se pot proba sau vii cu niște demersuri care doar împroști cu cerneală fără să demonstrezi nimic. Totul trebuie să fie în limita și în spiritul legii, iar dacă există probleme să nu vedem numai dintr-un anumit unghi, ci și trebuie să vedem din toată perspectiva. Dacă sunt greșeli, cineva trebuie să le remedieze și cu siguranță, din declarațiile care le-am văzut a celor de la spital, a Consiliului Județean, fiecare are un corp de control, fiecare are o responsabilitate și noi, ca instituție publică și reprezentanta Guvernului, vom face toate demersurile ca lucrurile să intre pe un făgaș normal, pentru că oamenii au nevoie de servicii publice gratuite din perspectiva că plătesc taxe și nu puține către statul român și au așteptări față de instituțiile statului, iar cei care sunt puși ca manageri sau conducători de instituții, la fel trebuie să managerieze din perspectiva de a oferi servicii publice de maximă calitate cetățenilor. Am fost sortat la ceea ce spune și, într-adevăr, există mai multe unghiuri din care se privește acest lucru, dar având în vedere că va urma o luptă politică pe parcursul a 5 rânduri de alegeri, este de așteptat, probabil vă așteptați să fie și alte manipulări ale opiniei publice. Iată, ați și spus, după aproape 2 ani, 1 an jumate, apare acest lucru expus de niște oameni de la un partid politic, niște lucruri discutabile. Cred că se va încerca foarte mult să se meargă pe această sintagmă, nu sună foarte elegant, de a scoate scheleții din dulap pentru a arunca... Da, pe acest subiect vreau să vă mai spun un lucru. Sunt lucruri care se greșesc. Odată, acea doamnă care a făcut o declarație publică, n-ai voie să-i dai datele personale. Și s-au spus public aici. Dacă a existat o greșeală, încearcă să o remediezi cât de cât transparent și public. Și să existe declarații publice în ceea ce privește acest lucru. Iar cei care încearcă să împroște cu noroi, trebuie să gândească atunci când încearcă să fie siguri că ce se spune sau ce se declară este eminamente adevărat. Deci, cu jumătăți de măsură și încerci să denigrezi într-o anumită formă sau în alta, nu este corect. Dar nici cealaltă parte prin care încerci să ascunzi gunoiul sub preș, la fel nu este corect. Haideți să privim lucrurile transparent. Sau dacă se greșește la un moment dat, de ce nu se recunoaște că se greșește? Pentru că, până la urmă, se poate, mai ales în domeniul medical, există și greșeală umană sau greșeală materială. Dar de aici și până la a da niște bani într-un spital public la un pacient... Bine, este vorba, să spunem, nu de spital, să nu se crede că spitalul este vorba a dat oficial, de un medic. De un medic. Da. Bun. Atunci trebuia să se sesizeze că cineva îi face presiuni către conducerea instituției. A plătit cu funcția această eroare. Lucrurile nu sunt normale. Oamenii ne privesc din perspectiva că trebuie să oferim servicii publice gratuite, da? Iar atunci când există greșeală, n-are ce căuta banul. Există instituții care reglementează acest lucru. E ca și cu primarul ăla de la Mioveni, când a zis că el nu a fost de vină, că el nu a luat și odată. Păi ceva de genul ăsta. Atunci, unde este corectitudinea în tot ceea ce facem? Dar sper că aceste lucruri să se remedieze și să nu mai existe sincope, mai ales în acest domeniu sensibil cum este domeniul sanitar. Da, o să vă întreb, pentru că sunteți prefect în funcție și dacă veți fi și la alegeri, probabil că da, va cădea responsabilitatea instituției dumneavoastră să organizeze aceste 5 tururi de scrutin. Chiar ați avut fel de discuții. Cum vor fi ele structurate? Europarlamentarele este clar, alea sunt în 9 iunie, plouă, ninge, în toate țările UE sunt alegeri europarlamentare. Noi avem locale, parlamentare și 2 tururi de prezidențiale. Ce se știe la această oră despre calendar? Pentru că am înțeles că se intenționează comasarea localelor cu parlamentarele, ceva de genul ăsta. Știți cum e? Deocamdată sunt varietăți pe muzică de Bach. Singurul lucru care este cert este 9 iunie, când vor fi alegerile europarlamentare în România. Pentru că în Europa vor fi dintre 6 și 9 iunie, din câte știu eu. Va fi o perioadă cât de rapidă în care se va decide la nivel guvernamental că se vor comasa sau nu se vor comasa alegerile, dar cu siguranță vom avea alegeri locale, parlamentare, prezidențiale și, bineînțeles, cele europene, iar cele prezidențiale din două tururi, că așa cred că va fi. Nu va avea nimeni peste 50% în primul tur, după cum știm din experiența anilor. Acum, noi, ca și instituția prefectului, nu organizăm efectiv alegerile, pentru că există o comisie județeană formată din președinte, cel care va fi desemnat de către judecătorie, vor fi membri a fiecărui partid în parte. Noi, din punct de vedere tehnic, vegem ca secțiile de votare să fie, să zic așa, dotate conform legii, iar autoritatea electorală permanentă, la fel, este instituția care, până la urmă, supervizează și supraveghează buna desfășurare a legilor. Împreună cu autoritățile publice locale și, în special, cu primăriile, cu secretarii și cu cei care sunt cumva nominalizați să se ocupe de organizarea tehnică a legilor, vom face. Dar asta nu este doar, apanajul instituției prefectului, ci este o întreagă, să zic, instituție formată din mai multe instituții care vor, face tot posibilul să, organizeze din punct de vedere legal aceste alegeri. Și am experiența din 2020, când am participat la, alegeri, și voi face tot posibilul ca aceste alegeri să fie cât mai corecte, cât mai transparente, cât mai bine organizate, ca cetățenii să aibă toată posibilitatea și, să zic așa, toată forma de organizare prin care se poate să aleagă. Și îndemn încă o dată să gândească lumea că este foarte important în democrație ca să participăm la vot. Știți cum e, că după război mulți vitezi arată. Dacă nu participi la vot, degeaba după aia vii și te plângi că ăla e bun sau nu e bun sau s-a ales prost. Cred că este unul dintre cele mai mari drepturi care le-a obținut omul într-o democrație, dreptul la vot, care contează pentru fiecare persoană în parte. Voi face tot posibilul împreună cu echipa mea și cu cei care vor fi angrenați în acest, mecanism al organizării alegerilor, ca aceste alegeri să fie corecte și desfășurate în cele mai bune condiții. Bineînțeles, cu celelalte instituții, cu ISU, cu poliția, cu jandarmii, toți care sunt angrenați în ceea ce privește desfășurarea acestor alegeri. Dumneavoastră personal candidați pentru vreun loc în Parlament sau undeva? Voi vedea ce hotărâre va lua Partidul Național Liberal, partidul din care fac parte și sunt desemnat ca și prefect al județului Hunedoara de către Partidul Național Liberal. Decizia este la biroul politic național, biroul politic județean. Vom vedea pe parcurs și voi spune public la momentul în care se va decide într-un for superior al Partidului Național Liberal. Câtă credibilitate ar trebui să acordăm sondajelor care tot apar cu poziționarea partidelor, cu creșteri, cu scăderi? Sondajele, după părerea mea, sunt niște sondaje de moment. Se pot întâmpla multe lucruri, de exemplu, până în septembrie, când vor fi alegeri locale, sau până în noiembrie, când vor fi cele generale. Sunt anumite sondaje care arată o anumită realitate de moment, sunt anumite sondaje care sunt comandate într-un anumit fel ca să favorizeze pe un candidat sau pe altul. Este și aici, să zic așa, o anumită formă de manipulare a cetățenilor. Cel mai important lucru ca oamenii să privească către candidat și mai puțin către niște rezultate care pot să fie sau nu pot să fie adevărate la momentul respectiv. Revenim acum la partea administrativă, să spunem, din județul Hunedoara. Oamenii, deși sunt încă îngrijorați, s-au mai obișnuit cu războiul, după acele creșteri de anul trecut, ne amintim de prețul la motorină, benzină, iată că sunt la niște niveluri rezonabile. Are județul la această oră vulnerabilități din acest punct de vedere? Gaz, metan, alimentarea cu energie, probleme de genul ăsta? Acum, din punct de vedere alimentării cu gaz sau cu energie electrică, nu se pune problema. Ați văzut declarațiile publice că există în rezervele statului român o rezervă mare de gaz și toate rezervoarele sunt undeva la 92% capacitate pline. Deci nu se pune problema că nu există gaz. Acum, ați văzut când a fost perioada înainte de Crăciun și în urma zăpezilor, se întâmplă ca anumiți copaci să cadă pe liniile electrice. Chiar în ajunul de Crăciun am avut un stres maxim prin faptul că erau într-o zi 4.000 și ceva de gospodării, într-o zi aproape 5.000 de gospodării care nu erau alimentate cu curent electric din cauza intemperiilor și a vremii rele și a căderii de copaci și a tot ce a însemnat. Dar am avut 30, 35, chiar 40 de echipe pe teren a colegilor de la ENEL care au încercat să remedieze și chiar au remediat. Rugămintea mea este ca oamenii să înțeleagă că nu se pot face lucrurile așa, pișcând din degete, ci lucrurile trebuie făcute tehnic vorbind, așa cum scrie cartea. Iar când cade un copac undeva în mijlocul pădurii pe o linie electrică, numai faptul să te duci până acolo durează destul de mult. Sunt anumite, să zic așa, disconforturi care trebuie să le înțeleagă lumea. Am primit zeci, sute de telefoane în acea perioadă și încerc să le explic oamenilor că ne preocupăm, știm de ele, mie îmi vine și cer situația, tot de la 6 ore am cerut situația ca să văd care este dinamica în ceea ce privește rezolvarea acestor probleme, dar oamenii să înțeleagă că atunci când e vreme rea, lucrurile nu se pot face chiar imediat. Și trebuie să avem puțin mică răbdare. Asta cred că începe să devină o regulă la noi, cum s-a întâmplat ceva, cum imediat trebuie să se intervine, dacă nu rețelele de socializare efectiv explodează. Da, toată lumea pune poze, toată lumea încearcă să înjure pe toată lumea, toată lumea este de vină, dar trebuie să gândească că în ajunul de anul nou, seara la 10, erau vreo 20 ceva de echipe care încercau să dea curent, pentru că asta era... În ce zonă s-a întâmplat incidentul? Da, au fost mai multe zone. Am avut și pe zona Brad, am avut și pe zona Săcărâmb, am avut zonele în care a nins destul de mult și acolo automat au căzut copaci, crengi, au pus la masă, s-a întrerupt curentul electric. Știu că e un disconfort maxim să te trezești. Chiar atunci. Și chiar atunci. Dar nu putem să comandăm când ninge, că asta îi deocamdată. Da, este o caracteristică a vremurilor și aceste rețele de socializare, cum spuneam, dau oricui posibilitatea să scrie ce trece prin cap. Responsabilitatea este discutabilă, ca să zic așa. Și chiar vedem niște specialiști extraordinari care se pricep în foarte, foarte multe domenii. Eu, în general, nu pot să dau sfatul la cei de la ENEL că nu e meseria mea. Hai să lăsăm pe acei oameni să-și facă treaba sau în diferite domenii de activitate. Cred că este bine ca fiecare, în funcție de studiile care le are și în funcție de experiența care o are, să-și facă meseria. Și mai puțin să începem să fim un fel de scriitori de ăștia geniali care cred că au înființat coada la cireaș. Dacă se poate, de ce nu, mai ales că acum 30 ceva de ani erau specialiști în 3 domenii. Agricultură, fotbal și femei. Acum nu există domeniul în care să nu se priceapă tot românul. Exact, exact. Dar asta e poate și o caracteristică mai balcanică a românilor, să fim cât mai mult cârcotași în diferite aspecte ale abordării unor problematici care, vrem, nu vrem, apar. Domnule prefect, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiuni și pentru informațiile pe care le aduceți, pentru faptul că acceptați întotdeauna cu amabilitate invitația noastră. Da, eu vă mulțumesc de invitație și salut încă o dată telespectatorii Antena 3 și vreau să spun că anul 2024 este un an cumva un pic atipic, dar sunt la dispoziția fiecărui cetățean din perspectiva prefectului județului Hunedoara. Vă mulțumesc încă o dată, multă sănătate, să ne vedem cu bine. Doamnelor, domnilor, invitatul primei ediții din această săptămână a emisiunii Ora Exactă Antena 3 Deva a fost domnul Călin Petru Marian, prefectul județului Hunedoara. Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere, toate cele bune tuturor! Sunt și șoferi care au preferat să se